Discutăm cu liderul PNL, Clin Antonescu, și candidat la prezidențiale. Începem direct despre opoziție, domnule Antonescu. Liberalii au anunțat că vor înainta o moțiune de cenzură la sfârșitul lunii mai, înțeleg, pe teme economice, reducerea CAS, scutirea pe profitul reinvestit, dacă guvernul nu va aplica aceste măsuri până pe 30. Înțeleg că sunteți hotărâți să depuneți moțiunea asta. Lipsesc 4 semnături, nu aveți suficienți parlamentari să o faceți. Partidul Mișcarea Populară a anunțat miercuri că va susține moțiunea. Cum reacționați? Am decis ca până în 30 aprilie grupurile parlamentare să pregătească textul acestei moțiuni și imediat după 1 mai să o depunem. 9 doar liberalilor, într-adevăr, ne lipsesc 4 semnături, dar am estimat și iată avem o confirmare deja din partea altui grup din opoziție că semnăturile se vor strânge. Este vorba în acest demers de teme economice. Dar n-aveți o problemă să depuneți o moțiune și cu PMP, partidul lui Traian Băsescu, al Elenei Iudrea, care erau până de curând în discursul dumneavoastră răul absolut? N-am vorbit de absolut niciodată, n-am de asemenea sentimentul că am evaluat greșit. Problema în acest moment este însă că nu Elena Iudrea și nici măcar Traian Băsescu în zona de care discutăm, nu ei se află la putere. Și în calitate de partid de opoziție, cenzurăm evident activitatea puterii. Deci nu Elena Iudrea, nu de Elena Iudrea sau de Traian Băsescu depinde în acest moment introducerea acestor măsuri care sunt angajate de programul de guvernare pentru care noi ne batem. Și atunci, fără a ne lăsa prinși în capcanele de tip propagandistic, da, orice grup din opoziție, orice parlamentar din opoziție dorește să semneze și să susține și să voteze această moțiune de cenzură, este binevenit, ca să fie limpede. Insist pe acest aspect pentru că se vorbea când erați în opoziție despre o eventuală apropiere de PDL și atunci condiționați plecarea lui Traian Băsescu din PDL sau din apropierea PDL și a Elenei Iudrea. Spuneați atâta vreme cât PDL-ul înseamnă Traian Băsescu și Elena Iudrea. Nu putem face o alianță. Logic, astăzi n-ați putea semna o moțiune de cenzură împreună cu un partid al lui Traian Băsescu și a Elenei Iudrea. Sau nu funcționează logica asta? Nu. După părerea mea e o logică incorrectă. O moțiune de cenzură se face împotriva unui act sau unor politici sau referitor la absența unor politici ale unui guvern. Asta e tot ce contează. Este absurd să spui vreau să dau jos acest guvern pentru un motiv sau altul, dar nu accept aici semnătura sau votul al cuiva pentru că din alte motive nu-mi place sau nu suntem apropiați. Noi suntem obișnuiți, pentru că până în ziua de astăzi, atunci când ne-am opus unor măsuri, unor atitudini din ale lui Traian Băsescu, ale lui Emil Boc, ale Elenei Iudrea, am fost condamnați pentru faptul că am avut acțiuni comune cu PSD-ul. Acum, invers. Dar, până la urmă, mie logic cu adevărat și elementar, mi se pare următorul lucru. Vrei să iei o măsură bună? Atunci îți aduni toate voturile și toate resursele cu care poți să o iei dacă tu crezi că e bună. Vrei să împiedici un guvern să facă ceva sau vrei să schimbi un guvern? Folosești toate voturile. Noi suntem toți condamnați de regulile democratice la economia jocului și votului parlamentar. Nu înseamnă nicio alianță, nu înseamnă nicio apropiere. Înseamnă doar o acțiune în care putem să fim prin vot sau prin semnătură împreună. Aș vrea să mai spun doar pe teme economice este gândită moțiunea de cenzură. Dar evoluțiile din ultima vreme conturează și un alt sau și alte subiecte pe care o moțiune de cenzură ar putea să le cuprindă. La ce vă referiți? Mai și exact. Anume, toată această discuție și pozițiile primului ministru în raport cu cercetările, cu anchetele, cu cazul Duicu, cu cazul Mazăre, ridică mari semne de întrebare din punctul nostru de vedere în raport cu credibilitatea acestui guvern și în special a primului ministru. S-a părut, apropo, de reacția opoziției destul de slabă, cu câteva excepții punctuale, voci de rangul 2-3 din partide, după apariția dezvăluirilor referitoare la o
un posibil trafic de influență care s-ar fi comis în cancelarea primului ministru, baronul Duicu ar fi ajuns acolo, ar fi aliniat un ministru de interne, un șef al poliției, ca să-și impună, să-și promoveze un om în Ministerul de Interne. Se pare din referatul procurorilor că și Victor Ponta era avertizat din moment ce l-ar fi chemat pe șeful poliției, pe Petre Tobă, acolo. Ori opoziția n-a avut nimic de spus instituțional la nivel de partide, prin șefii ei, prin Crin Antonescu, prin Vasile Blaga, prin ceilalți. N-am auzit mari proteste, da, semne de întrebare. Eu m-am poziționat public și cât se poate de răspicat în raport cu declarații politice ale premierului. Scandaloasă declarația care încearcă să asocieze martirii sau oamenii care au ieșit în stradă în 1989 cu Duicu, Mazăre sau oricare dintre protagoniștii baroniadei actuale. Scandaloasă declarația că acești oameni sunt cercetați pentru că obțin voturi multe. Am spus aceste lucruri. Pe de altă parte, în legătură cu episodul pe care îl evocați, trebuie să strângem date, pentru că avem aceste afirmații ale domnului Duicu surprinse în înregistrări, avem poziția premierului care neagă, poziția ministrului de interne care nu și-aduce aminte, arătând textual că pe acolo, pe la cabinetul unui prim-ministru, e pelerinaj. Zice domnia sa și nu mai poți să-i ții minte pe toți. Cred că sunt lucruri asupra cărora trebuie să stăruim. Vă asigur că din partea noastră, cel puțin a Partidului Național Liberal, nu există nicio reținere în a lumina aceste lucruri. Iar ele se luminează în două planuri. Ce fac sau nu fac procurorii e treaba procurorilor. Cred că este deja o problemă, inclusiv la nivel parlamentar, să lămurim aceste lucruri, pentru că țin de funcționarea guvernului și, într-un fel, de controlul parlamentar asupra guvernului. Adică noi trebuie să știm limpede dacă așa se făceau numirile în guvern, dacă cineva l-a chemat pe domnul Tobă și i-a ordonat să se conformeze dorințelor domnului Duicu, și aici cred că se poate discuta chiar la nivelul unei comisii parlamentare. Apropo de opoziție, cu ce partid din opoziție dialogați acum când stăm de vorbă mai ușor, cu PDL-ul domnului Blaga, cu Forța Civică a domnului Ungureanu sau cu PMP-ul domnului Tomac? Sau Udrea, sau Băsescu, cum doriți să-mi numiți. Da. Nu aș face o diferență, pentru că nu avem cu niciunul din aceste partide ceea ce s-ar numi un dialog. Am avut în câteva împrejurări, de pildă, iată, bătălia care s-a dat pentru proiectul de lege privitor la întabularea gratuită a proprietăților, o convergență naturală. Am susținut aceste lucruri fără să fi negociat înainte, fără să fi avut niște discuții dinainte. Cred că nu este o chestiune de persoane. Nu cred că e de actualitate problema unor alianțe cu acte în regulă sau... Deocamdată suntem în preajma unei campanii în care fiecare își va încerca forțele. Nici nu sunt de comparat, pentru că dacă vorbim de PDL, în ciuda plecărilor, totuși PDL-ul are încă o structură de grup parlamentar solidă. Dacă vorbim de Forța Civică, să spunem, avem cu totul altceva. De altfel, cred că domnul Ungureanu și încă un coleg sau doi fac parte chiar din grupul PDL. Nu avem în sensul acesta decât în anumite momente de constatat sau nu că susținem niște puncte de vedere. Fiind în opoziție, e natural să se întâmple asta. Sigur, Partidul Național Liberal într-o situație complicată, că el este ținta principală a propagandei PSD-iste în acest moment și în care sperietoarea Băsescu, sperietoarea Udrea sunt aruncate în joc. Cum ar fi, de pildă, teoria cea mai nouă că Antonescu, de pildă, candidând sau Partidul Național Liberal susținând un candidat, Antonescu sau altul, nu știu, vom vedea, în competiție cu candidatul Ponta sau candidatul PSD, asta înseamnă că o să-i aducă la putere din nou pe Traian Băsescu ca prim-ministru, această trăznaie, sau pe Elena Udrea și așa mai departe. Sigur, se pleacă de la faptul că sunt persoane cu încă destulă antipatie electorală și se fac aceste jocuri care însă nu ne pot împiedica să raționăm simplu.
este esențial ce se întâmplă azi în România. Pentru ce s-a întâmplat ieri, am făcut USL-ul, am schimbat un guvern, am câștigat o altă majoritate, am suspendat când am considerat că e cazul un președinte. Noi vorbim despre ce se întâmplă azi și pe mine nu mă încălzește deloc, dar deloc faptul că domnul Ponta încearcă să pună mâna pe justiție, pe motiv că și Traian Băsescu a făcut-o. Pe mine mă interesează ca justiția să fie chiar independentă, de exemplu. Pe mine mă interesează ce măsuri de natură economică ia acest guvern și nu o să-i găsesc la nesfârșit scuze că nici Boc n-a luat sau că și Emil Boc a făcut lucruri nefericite din punct de vedere al politicilor economice. Vorbiți acum de justiție independentă, domnule Antonescu, însă vă reamintesc că ați exprimat când erați în guvern, în alianță cu PSD și cu Victor Ponta, dubii că justiția funcționează independent și vă amintesc episodul anchetelor împotriva miniștrilor PNL și doreați să faceți chiar o, nu știu dacă o comisie parlamentară, dar o audiență a ministrului justiției în Senat cu siguranță și cereați o statistică a anchetelor și încercați să vă lămuriți ce se întâmplă acolo sub suspiciunea că PNL e ținta justiției, de fapt. N-am împiedicat niciodată vreo anchetă împotriva cuiva din PNL. De altfel, dacă veți constata, un fost ministru PNL e în închisoare. Mai mulți parlamentari, foști parlamentari PNL, fie sunt în închisoare, cazul lui Becali, care sigur e doar formal PNL, dar pe statistică îl putem pune, alții au renunțat la funcții, alții, iată, nu mai candidează, să zicem, la europarlamentare, din probleme de incompatibilitate și așa mai departe. Nu am cerut niciodată protecție pentru PNL. Am cerut, sau am întrebat și întreb și acum, dacă sunt răspunsuri de dat. De pildă, privitoare la plângerile făcute la DNA sau la parchetul general sau unde sunt ele făcute în legătură cu activitatea unor miniștri PDL, întreb sau anunț că așteptăm în continuare un răspuns. Nu sunt întemeiate, sunt întemeiate și se lucrează și așa mai departe. N-am cerut audierea cuiva, am cerut o dezbatere la un moment dat în Senat, o dezbatere parlamentară, fără audierea nimănui, pe problemele justiției și sistemului judiciar din România. N-am niciun fel de reținere să spun că nu sunt deloc liniștit, că n-am deloc sentimentul că în mod irreversibil avem vreo justiție independentă care își vede de treabă. Atacurile politicienilor și bătălia pentru influență sunt enorme. Și dacă am avut o justiție pe care am suspectat-o și îmi păstrez suspiciunea ca fiind puternic influențată de Traian Băsescu, astăzi suspiciunea asta se agravează. Adică? Și am sentimentul că există o bătălie între Traian Băsescu, care încearcă să mențină din terenul pe care l-a avut, și Victor Ponta și echipa din jurul său, care încearcă să-i smulgă această influență pentru a o înlocui cu a lor. Aduceți aminte că la un moment dat în ce anume se manifestă bătălia asta pe justiție între Ponta și Băsescu? Concret. În a influența deciziile justiției, în a pune oameni în poziții, oameni care să fie apropiați sau sensibili la influență politică în anumite poziții. Nu cred că acest lucru scapă cuiva și nu cred că dacă am trăit până acum cu suspiciunea și, mă rog, pentru mine în anumite situații cu convingerea că există un președinte care are o influență nefirez de mare în anumite zone, acum să avem doi centri de putere, ca să zic așa, asupra justiției. Concret, cum evaluați activitatea doamnei Codruța Căveși la DNA? Pentru că am avut un val de anchete cu miniștri și cu oficial PNL, e o realitate. La fel cum e o realitate că avem un val de anchete DNA împotriva baronilor PSD. Sunt dirijate politic sau sunt, ele se întâmplă pentru că oamenii aia sunt în funcții și există mari suspiciuni că abuzează de funcții și comit infracțiuni? Uitați-vă, între mine și domnul Ponta, care
în diverse momente am exprimat suspiciuni comune, ca să spun așa. Este o mare diferență. Ajung imediat și la doamna Căveș. Și indignarea fără margini și a domnului Ponta, direct sau indirect, și a oamenilor care, mă rog, îi susțin cauza prin televiziuni și prin alte părți, este că discursul meu s-a schimbat, că eu nu mai sunt atât de critic la adresa, să zicem, DNA. Păi, dar este simplu. Păi dacă aveam niște suspiciuni, în vreme ce toate aceste numiri și toate aceste lucruri au făcute de Traian Băsescu și le-am și exprimat, cum pot eu să împărtășesc poziția lui Victor Ponta, care este cu totul și cu totul de cartea recordurilor? Deci tu ești prim-ministru, tu ai făcut toate cele patru propuneri pentru marile parchete, tu ai în ministru... colaborare cu președintele Traian Băsescu. Nu știu, conform legii, propunerile au plecat toate semnate de Victor Ponta. Deci dacă le-ai semnat și le-ai făcut, ți le asumi. Că tu ai negociat cu Traian Băsescu să ajungi acolo, te privește. Le-ai făcut, ți le asumi. Când tu ai ministrul justiției, ministrul al justiției care chiar în aceste zile vine și spune altceva decât tine. Cum poți să vii? Cui vrei să te plângi ca prim-ministru că în țara ta justiția este partizană, că face procese politice, asta spune domnul Ponta, da? Și că îl înhață pe domnul Duicu doar pentru că domnul Duicu este un performer electoral. Asta e o situație de neadmis. Sincer, în legătură cu DNA, nu am reproșat niciodată și nu reproșez nici acum că un număr de liberali au fost cercetați, au fost trimiși în judecată, cu atât mai mult, sau mai ales în cazurile în care instanța a confirmat acuzațiile. Ce pentru mine rămâne încă fără răspuns, dacă vorbim strict de DNA, și sper că asta să nu fie interpretat de nimeni ca vreo presiune asupra justiției, este că în legătură cu, repet, cauze, plângeri legate de oameni apropiați lui Traian Băsescu sau fostului guvern, nu avem, după mult timp, niște răspunsuri. Asta e tot. Deci, acesta ar fi principalul reproș, care seamănă cu reproșul lui Victor Ponta. Nu seamănă, e identic. Și Victor Ponta și dumneavoastră spuneți ceea ce pare să fie o realitate, și anume unde sunt dosarele cu fosta guvernare. Nu, atenție, eu nu practic aici o statistică și spun, păi dacă am avut 10 liberali învinuiți sau condamnați și 10 pe, trebuie să am neapărat și 10 pediși. Nu știu, poate ei nu au asemenea cazuri. Ne-am bucurat toți, uite, un partid care e curat. Problema este următoarea, că Ponta spune și aici are dreptate, am făcut eu, guvern, niște sesizări și vreau un răspuns la ele. De 3 luni, de 6 luni, de un an, de 2 ani. Asta e tot. Rămânem puțin la justiție dacă am deschis acest subiect și o să vă întreb așa. Avem două cazuri, domnule Antonescu. Pe de-o parte, cazul senatorului PNL Iosif Secășan, care a demisionat marți din Senat, fiind inculpat într-un dosar penal. Domnul Secășan a motivat că nu vrea să prejudicieze imaginea Senatului și a partidului. Pe de altă parte, avem cazul deputatului PNL, Tudor Chioariu, care a demisionat și el, doar din funcția de președinte al Comisiei. A rămas Comisiei Juridice, atenție, a rămas membru al Comisiei Juridice, este parlamentar în continuare, se bucură de sprijinul PNL, n-am auzit să-i fi retras sprijinul PNL, și întrebarea mea e foarte simplă. Cine a procedat corect din punctul dumneavoastră de vedere? Domnul Secășan sau domnul Chioariu? Legal au procedat amândoi. Nu, corect. Corect, ce înțelegem prin corect? Adică ce gest alege să susțină PNL? Gestul domnului Secășan, care spune ai suspiciune asupra ta că ai comis ceva, renunță la funcția de parlamentar după ce te-ai lămurit în justiție, vedem cum stă treaba, sau poziția domnului Chioariu, condamnat definitiv, domnule Antonescu, condamnat definitiv și este în comisia juridică. Face legi în numele Partidului Liberal. Un condamnat penal. Da. Nu vorbim de prezumție de nevinovăție, nu mai discutăm despre alte Așa povești. Este. Așa Ei, este. Care este poziția dumneavoastră ca șef al liberalilor? Nimic nu-l obliga pe domnul senator Secășan să demisioneze. Pentru că nu poți, n-ai de ce să renunți la o demnitate câștigată democratic, la un mandat, pe niște suspiciuni. Sau nici niște măcar acuzații. Nu e trimis în judecată. Evident că eu, într-un fel, deși am pierdut un senator, dar e de aplaudat, economie foarte strânsă,
salut poziția domniei sale și sunt într-un fel ușurat pentru că am fi putut din nou avea, și asta în moment totdeauna greu, o cerere de ridicare de imunitate. Și iar am fi fost în situația jenantă, cum s-a întâmplat în cazul Chițoiu, ca noi liberalii să votăm pentru ridicarea imunității colegului nostru și majoritatea PSD, solidaritatea parlamentară, să arate încă o dată, poate și alții, poate și de la PNL, poate chiar și de la PSD, de la PDL. În cazul Chiariu, eu am mai spus acest lucru. Înțeleg unde bateți, înțeleg interpretarea dumneavoastră. Nu bat nicăieri, e un fapt. Înțeleg că se putea întâmpla și altceva. Pe de altă parte, noi nu putem să-i luăm. Noi vorbesc de PNL, nu vorbesc de comentariu jurnalistic, nu putem să-i impunem cuiva sancțiuni mai drastice decât a impus justiția. Ori justiția nu i-a luat aceste drepturi. Dacă el își păstrează mandatul, faptul că e în comisia juridică e bazat pe formația sa profesională. Sigur, vorbim de situații spectaculoase. E vorba de un fost ministru al justiției condamnat, dar repetați asta cu o anumită plăcere. Nu cu anumită plăcere, este cu stupoare. De, da. Dar în același timp, indiscutabil, din punct de vedere profesional, un jurist și chiar un fost ministru al justiției, să-i fi cerut să meargă la Comisia de Industrie? Să plece din Parlament. Asta e o problemă pe care, în legătură cu care opțiunea e doar a domniei sale, pentru de că noi nu-i putem lua mandatul, nu îl puteam lua nici noi. Nu mandatul, susținerea politică, putea să o retrageți. Nu i-am retras-o pentru că atâta vreme cât în mandatul său de senator el a funcționat, el nu a venit în niciun fel de, cum să vă spun, contradicție, n-a încălcat în niciun fel nici programul, nici spiritul, nici deciziile politice ale partidului, inclusiv în chestiuni care țin de justiție. Dar vine acum în contradicție cu condamnarea asta penală. Condamnarea este legată de un fapt în legătură cu care justiția și-a spus cuvântul. Păi, și nu e suficient? Ce ar trebui să se întâmple ca dumneavoastră să retrageți, să o luăm altfel? Fac acum retorică cu dumneavoastră. Da, ce ar trebui să se întâmple pentru ca unui parlamentar să-i retrage sprijinul politic? Altceva mai grav decât o condamnare penală. Nu, chestiunile de natură politică. Nu știu, să avem o moțiune de cenzură să voteze împotriva ei. Mai grav asta decât că e condamnat penal. Nu mai grav în absolut. Noi vorbim din punctul de vedere logic unui partid politic. Nu înțeleg logica asta. Vă mărturisesc sincer că nu o înțeleg. Tocmai de aceea și nu faceți politică. Și publicul mă tem că nu o înțelege. De ce un parlamentar condamnat penal se mai bucură de sprijinul partidului său? Pentru că, încă o dată o spun, justiția nu i-a luat dreptul de a face politică, dreptul de a fi parlamentar, și dacă tot e parlamentar și face politică, eu îl judec. Că eu nu am speța pe care a fost el condamnat și nu o pun în discuție. Eu îl judec în câmpul de acțiune în care justiția l-a lăsat. Bun, și dumneavoastră credeți, ca șef al PNL, că un parlamentar liberal, condamnat penal, membru în Comisia Juridică, va face legi drepte în ce privește modificarea codului penal? Amnistia și grațierea, poftiți. Ajunge amnistia și grațierea pe mâna domnului Chiariu. Ce va face dânsul în Comisia Juridică? Ce credeți? Ce va decide din punct de vedere politic partidul? Penal. Da. Aveți încredere că va judeca drept? Da, ceea ce a și făcut, și se știe foarte clar că în această privință Partidul Național Liberal a avut decizii foarte clare. Vă spun un lucru. Știți că la momentul la care s-a pus problema legii amnistiei și grațierii și când noi am blocat adoptarea acestei legi, să știți că Relu Fenechiu era încă în libertate, era încă parlamentar PNL, și la discuția care a avut loc în grup asupra deciziei politice, el s-a autorecuzat și a spus: domnule, eu nu mă pronunț în chestiunea asta, dacă se dă amnistia și grațierea mâine, eu pur și simplu scap de toate problemele mele, așa că n-am să mă pronunț, ce decideți voi, aia vom vota. Și decizia politică a fost respectată. Deci puteți conta pe domnul Chiariu în elaborarea unor legi corecte, și din punctul dumneavoastră de vedere, și în deci dumneavoastră contați, nu puneți problema retragerii sprijinului politic. Asta înțeleg în mod ferm. Da. Ca să nu prelungim discuția, asta e cât se poate de clar. Și nu credeți că vă costă politica asta? Asta înțeleg. În legătură cu fiecare gest, niciun gest, nicio decizie politică nu e fără efect. Ea poate să aducă voturi, poate să piardă voturi, poate să aducă voturile unora, poate să le piardă pe alaltora. Nu poți face politică și nu poți lua decizii politice doar cu gândul
la impresiile punctuale ale unora sau altora, deși evident ei ac de ele. Atunci cred că putem să-i spunem domnului Secășan că s-a grăbit cu demisia. Doar la începerea urmăririi penale, nu. În momentul în care dumneavoastră îl susțineți pe unul condamnat penal, eu cred că a făcut o greșeală, domnul Secășan. Nu, nu, dar nu toți... Potrivit logicii dumneavoastră. Nu, dar nu toți oamenii fac același lucru, că de asta sunt oameni, nu sunt roboței. Și în logica opțiunilor individuale ale fiecăruia, poate să existe mai multe adevăruri. Din punctul de vedere al unui partid care este, ca să spun așa, o adunare de oameni, trebuie să ai niște spații și niște reguli în care să poată să evolueze atitudini diferite. Domnul Secășan a luat această decizie, vă spun, o salut, consider că e o decizie nu numai corectă, dar e o decizie care pe noi ca partid ne avantajează. Decizia domnului Chioriu de a continua activitatea politică pe noi nu ne avantajează, ne pune în situația de a avea această dilemă, această dezbatere. Și sigur că nu domnul Chioriu, ci noi toți am luat până la urmă decizia. Vrei să continui? Nu ești lipsit din punct de vedere juridic de acest drept? Noi ca partid avem încredere și mergem mai departe. Bun, mergeți mai departe cu domnul Chioriu, e decizia Partidului Național Liberal. Și când domnul Chioriu, din punct de vedere politic, va avea vreo poziție, vreo decizie care să, cum să spun, să poată fi legată de această situație a sa, că a fost condamnat fie și cu suspendare, vă rog să mă căutați. Bine, mergem mai departe în discuția asta, pentru că ea deschide, de fapt, ocazia să vorbim despre reformarea partidelor politice. Da. O discuție importantă, cred, și întrebarea este așa. De ce nu profitați în opoziție fiind să comiteți gesturi de reformă, cum ar fi retragerea sprijinului politic a unor cercetați penal de la vârful PNL? Să comiteți ceea ce publicul așteaptă, și anume o reformă a leadership-ului, a oamenilor de care PNL se... Știți că în general e foarte greu. Noi vorbim de reformă în partidele politice și în clasa politică românească de foarte mulți ani. E aproape o obsesie. Pentru unii chiar sinceră. Pentru cei mai mulți nu. Pentru cei mai mulți e un clișeu. Gândiți-vă că un personaj pe care l-ați urmărit cu mare atenție, ca să nu zic mai mult, și anume domnul Băsescu, care a fost, ia că se împlinesc 10 ani, președinte al României, care a avut și pârghiile instituționale, constituționale și suportul public enorm. În anumite momente pentru reformarea clasei politice. A și anunțat asta ca obiectiv. Exact. Nu a reușit, dacă analizăm lucid, nu a reușit mare lucru când ne uităm la... Nu a reușit mare lucru. A eșuat de-a dreptul. Bun, mă bucur că spuneți asta, eu eram prevenitor. Nu, a eșuat de-a dreptul și vedem în construcția domniei sale oameni care n-ar avea ce căuta acolo. De la Anton, care a fost pe la dumneavoastră, pe la liberal, Eșecul este recunoscut pentru că partidul domniei sale, PDL-ul, a fost suportul politic și câmpul de reformă, ori la sfârșit spunând însuși Traian Băsescu, eu cauționez PMP-ul, adică un partid care se rupe de PDL, că nu se mai poate și nu se poate, deci asta e recunoașterea unui eșec. De ce am spus asta? Nu ca să scuz eșecul altora, nu ca să mai dau o dată în Traian Băsescu, ci ca să arăt că într-adevăr e greu. Acum... Dar de ce e așa greu? Păi, este greu din multe motive. Nici eu n-am crezut, sincer să fiu, că e așa de greu. Pentru că la scară, păstrăm proporțiile, în 2009, când am devenit președinte al Partidului Național Liberal, și de atunci încoace, am avut cele mai sincere intenții de a face ceva din această reformă. De fiecare dată însă te izbești de faptul că fie... trebuie să operezi într-un cerc relativ închis, cam cu aceiași oameni. În PNL, în conducerea PNL-ului, în numirile, s-au rulat foarte mulți oameni.
Eu nu am fost, asta se poate vedea, omul unui grup. Eu nu am avut niște favoriți în Partidul Național Liberal. Ei s-au tot schimbat, am tot încercat. Am adus, încă o dată o spun, oamenii din afara partidului, oameni care nu aveau legătură, să spunem, cu grupurile din partid, cu tradițiile, să le spunem așa, din partid. Tradițiile nu în sens bun, nu mă refer la marele tradiții. Ei bine, lucrurile înaintează destul de greu. S-a mai întâmplat ceva. Iluzia biologică, iluzia pe care probabil mulți o nutream acum 10-15 ani, că biologia va rezolva treburile politice, nu e așa. E deja un lucru acceptat de toți și evocat din ce în ce mai mult. Că biologia n-a lucrat. Că biologia ne și înspăimântă uneori. Că oameni foarte tineri sunt mai răi, sunt ceva mai răi decât cei mai bătrâni, a căror pensionare, la propriu sau la figurat, o așteptam. Dar lucrează în schimb, dacă îmi permiteți, da? Lucrează în schimb DNA-ul și justiția înaintea liderilor politici, pentru că și la dumneavoastră, ca și la PSD, domnul Fenechiu, domnul Becali, domnul Chioariu, domnul Rușanu, dacă doriți, domnul Chițoiu, dacă doriți, au fost scoși din leadership-ul partidului de către justiție, de către procurori, înaintea liderilor. Dimpotrivă, dumneavoastră l-ați susținut pe Fenechiu mult, era să plece în închisoare din fotoliu de ministru. Nu. Aproape, nu chiar, am spus. Pentru nu chiar, că după chiar. Prima condamnare, așa, Fenechiu a plecat din minister. Chiar dacă ea nu era definitivă. Regretați, asta vă întreb, pentru că am văzut în discuția online cu cititorii că ați exprimat de fapt acest regret, că n-ați fost mai ferm cu unii miniștri și nu știu la ce v-ați referit exact, dar regretați că nu v-ați, odată că i-ați numit, ca să fim clari, odată că i-ați numit pe acești oameni care invariabil toți au avut mari probleme cu procurorii, cu justiția. Nu toți. Și doi, dacă regretați că nu v-ați disociat mai repede de ei. Nu. Uitați-vă, nu, odată că de nu fapt, toți. De fapt, nu v-ați disociat deloc. Odată că nu toți. Haideți să vedem că miniștrii, nu știu, de la Eugen Nicolaescu la Lucia Varga, n-au avut nicio problemă cu justiția. Doi, există miniștri care, sau oameni din poziții guvernamentale, care au plecat, nu pe vreun banditism, ci pe niște litigii cu ani. Ca Eduard Helvig sau ca Dan Mihalache, care iată azi în sentință definitivă este omul nevinovat. N-am discutat despre ei. Bun, păi atunci și despre să cei care au toți. Probleme cu justiția. Daniel Chițoiu deocamdată este, mă rog, a obținut cu votul PSD-ului, nu atât, nu al PNL-ului, blocarea deocamdată a cercetării, dar Daniel Chițoiu a fost schimbat din guvern nu de DNA, ci de noi, de Partidul Național Liberal, pe motive care nu țin de justiție, evident, că nu e treaba noastră. Dar Rușanu nu mai era în partid. Nu cred că DNA-ul poate să facă lucruri bune pentru justiție, pentru combaterea corupției. Desigur, împreună cu instanțele. Dar reforma politică nu o poate face. Adevărul e că o face. Nu face. Nu știu dacă asta e scopul lor, să facă reforma clasei politice, mă îndoiesc că asta Tapalagă e ținta lor. Nu poate să o facă. Dar rezultatul acestor acțiuni este că se mai curăță partidele. Eu înțeleg și urmăresc de ceva vreme, că nu doar dumneavoastră ne urmăriți pe noi, și noi vă urmărim pe dumneavoastră. Cum să spun, înțeleg entuziasmul ăsta, nu îl împărtășesc, dar îl înțeleg, entuziasmul ăsta și, pe părerea mea, această nouă iluzie. Dom'le, politicienii n-au fost în stare, lasă că niște procurori bine antrenați, tineri, care au alte surse de inspirație decât, cele autohtone și alte modele, și asta e foarte bine, vor face, nu pot face treaba politicienilor, pentru că atunci ar fi simplu, stingem lumina, terminăm cu partidele, facem un DNA bun și avem democrație. Știți că asta e o iluzie? Pentru că odată DNA-ul nu poate sau poate uneori încă nu vrea să-i ia pe toți la întrebări care ar trebui luați. Doi, pleacă unii, ce s-a construit în spate, ce rămâne în spate. De ce, uitați-vă, revenim, de ce, cum mă întreabă cineva, cum mă întreba și în discuția dinainte și cum în general mă întreabă, domnule, dar cum ai putut să crezi că PSD-ul se schimbă? Păi am putut să cred că pentru că PSD-ul se putea schimba și lucrurile se puteau schimba, dar se pot schimba numai printr-o acțiune conjugată la un moment dat a unor lideri politici. Eu am crescut într-un lider tânăr al PSD. De ce e PSD-ul atât de puternic în continuare în România, deși n-a reușit niciodată să procure nici măcar asistență socială reală? N-a reușit să procure nimic.
pentru că sunt niște mecanisme ale societății, pentru că sunt niște rețele pe care această societate dinainte 89 și de după trăiește și care sunt foarte greu de spart. În sensul acesta, reformă politică e greu de făcut. Intelectualii vă reformă mâine. Nu. Mulți dintre ei dubioși din punct de vedere moral. Mulți dintre ei mult mai ușor de cumpărat decât un politician. Haideți să privim adevărul în față. Când vorbesc de intelectuali, mă refer la intelectualii care au... La cine vă referiți? Pe cine aveți în vedere? Vreți să vă dau nume? Am putut constata... De preferință, am putut constata și în viața politică faptul că aduci oameni din afară, speri în statura lor intelectuală, în prestigiul lor extrapolitic și vezi că foarte repede deprind obiceiurile politicienilor și le practică și mai abitir. A venit foarte greu, foarte greu această, acești, au venit foarte greu acești pași către reformă. Nu vă spun, nu pot să vă spun că sunt foarte optimist sau nici pe departe mulțumit, dar atâta vreme cât voi fi în politică, în Partidul Național Liberal, voi face aceste eforturi căutând noi și noi oameni, încercând să stabilim niște mecanisme prin care, până la urmă, oamenii să înceapă, mai bine, mai rău, dar să înceapă să facă politică pe direcția corectă. Eu am spus cândva că disputa stânga-dreapta e falsă. Toate partidele sunt într-un fel de stânga în România, pentru că în continuare scopul intim al tuturor partidelor, chit că au trecutele la PPE sau chit că îl cheamă liberal, este să pună mâna pe structura de stat a puterii, să obțină niște posturi de directori, să obțină niște poziții prin care firmele prietene să facă afaceri cu statul. Ăsta este... Uluitoare sinceritatea noastră, pentru că știți ce mă pregătea să vă întreb. Următoarele. Dați-mi un exemplu din conducerea PNL de lider, care nu e angajat la stat, care nu câștigă bani din afaceri cu statul, care are propria afacere, da, în antreprenoriatul privat și performant, nu capitalismul de stat. Un exemplu. De lider. Da. Nu de omuleț care e undeva prin PNL. Lider. Probabil că pot să vă dau. Păi, sigur, acum sunt toți parlamentari și spun că s-a angajat la stat. Păi, nu, da, luați asta în calcul. Nu. Păi, stați puțin. Nu. Păi au afaceri private în mediul privat, fără legătură cu statul? Asta e o condiție importantă dacă vorbim de liberali, liberalism, antreprenoriat. Dumneavoastră știți că noi auzim pe mulți când apar pe la televizor sau sunt căutați. Eu n-am avut niciodată, n-am afaceri cu statul. Știți că sunt foarte puțini oameni în România care nu au afaceri cu statul? Giga oameni de afaceri. Ion Țiriac. Din păcate. Să zic, Ion Țiriac. Alți mari oameni de afaceri. Afacerile poate nu sunt cu statul, dar relația lor cu administratorii acestui stat, cu guvernele acestui stat, atins întotdeauna să fie foarte bună. Da, încă o dată, un antreprenor în conducerea PNL, unul pe care să-l recunoască piața ca fiind un veritabil om de afaceri, aveți? Păi uitați-vă, noi când aveam, acum în acest moment nu, când deci avem, atunci, nu, stați puțin, când am avut antreprenori importanți, când am avut antreprenori importanți, gen Cataramă sau gen Patriciu, era un scandal enorm. Depinde ce făceau și ei. Nu era un scandal, păi doar că eu, sunt. Eu despre asta vă întreb. Adică lumea nu se scandaliza că sunt antreprenori. Vă întreb. Un antreprenor important a fost, să zicem, domnul Videanu. A avut el vreo legătură cu statul sau nu? A făcut el din Partidul Democrat Liberal un partid de dreapta sau nu? În Partidul Național Liberal sunt oameni, sunt avocați, sunt... Nu pot fi mari oameni de afaceri, pentru că intră sub regimul incompatibilității. Nu m-a referit la masa membrilor de partid, că acolo găsim, da, într-adevăr, găsim tot soiul de antreprenori. Dar leadership-ul reprezintă... Domnul Tapalagă, leadership-ul unui partid este alcătuit din politicieni, nu din oameni de afaceri. Dar poate ar trebui să fie de sămânță acolo. Păi s-a încercat modelul Berlusconi. America e o țară a business-ului. Obama nu e un om de afaceri. Poate conduce sau nu America? O poate conduce. Nu avem... Pe cine doriți să avem în conducerea partidului ca mari oameni de afaceri? Nu în conducere, ci în leadership, în prima echipă de lideri, în primii 10 oameni care reprezintă Partidul Național Liberal. Ei sunt politicieni toți, mai buni sau mai răi, și așa se întâmplă în orice partid.
Poate că așteptările publice, și sunt convins că astea sunt, e ca la vârful partidelor să se schimbe generațiile de politicieni pur sânge, cum spuneți dumneavoastră, de oameni care speră să ajungă acolo în vârful partidului, să mai pună mâna pe o funcție de la stat, să mai pună mâna pe un contractel cu statul, dacă se poate, și să apară și alte figuri, de performeri, de performeri în economie, de performeri în alte domenii, dacă doriți. Domnule Tapalaga, asta e altă mare păcăleală. Și o autopăcăleală pentru unii, doi, o păcăleală pe care vor să o vândă altora. Dom'le, în politică, în partide, deci și în guverne, în politică trebuie să fie politicienii performeri. Performerii din alte domenii trebuie să fie, să-și vadă de domeniile acelea. Rostul politicii este să dea șansa ca cei mai buni să facă performanță în domeniul lor. Iar în politica românească este un lucru simplu. Trebuie să ajungem în situația în care partidele să fie conduse și linia să fie impusă de oameni care doresc puterea și doresc să facă politică pentru a impune un anumit curs unei societăți. Nu pentru a obține contracte, avantaje văzute sau nevăzute. În sensul acesta există în Partidul Național Liberal oameni care vor să facă asta. Este greu să-i așezi pe fiecare, pentru că uitați-vă ce se întâmplă când se face un guvern. Dacă e un om foarte tânăr sau foarte puțin cunoscut, cine e ăla? Dacă e un om care a mai fost, de ăsta am mai auzit. Dar astea sunt probleme care pot fi depășite. Revin la un set de întrebări politice. Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt la fiecare, vedeți posibilă refacerea USL după europarlamentare? Nu. Cu dumneavoastră candidat la președinție din partea PSD și PNL? Nu. Asta, sub nicio formă. Asta pot să spun că nu e posibil. Că mă întrebați ceva ce ține de area mea de acțiune. Exact. Nu. Nu. Vedeți posibilă o încercare a PSD-ului de a lua o parte din PNL cu domnul Tăriceanu, cu alții? Sigur, asta face și acum PSD-ul. Încearcă să rupă din PNL. Sigur că încearcă. A încercat la vedere, într-o operațiune fără precedent, cauționată la vedere de domnul Ponta, a încercat asta domnul Tăriceanu. Cât are PNL în sondaje acum? Ultimul pe care l-am văzut are 18,5. Cred că de altfel a și fost publicat, nu e al nostru, e un sondaj făcut de un centru, cred, nu știu dacă nu de pe la Cluj. Am văzut ieri alaltări circulate cifrele și bat într-adevăr cu ale noastre. Cât de fermă e decizia de a demisiona din fruntea PNL dacă partidul nu obține 20%? E foarte fermă și e foarte simplă. Ireversibilă. Fără... Este ireversibilă, dar nu e atât de dramatică. Fără răzgândiri? Nu, fără răzgândiri, pentru că nu sunt decât în propaganda Antena 3 și RTV. Bun, nu mai zic B1 și restul evenimentul zilei, că alea sunt bașca. Alea, alea sunt tradiționale. Chiar toți sunt propaganda. Mai fac unii și presă. Nu, eu vorbesc de linii. Așa că se mai suie unii în mașină cu alte gânduri, asta e altă treabă, mai merg câte stații. Nu m-am răzgândit în legătură cu multe lucruri și chiar nu vine unul în minte. Da, dar e un lucru simplu și care nu trebuie... Eu înțeleg de ce el a fost. Eu l-am spus așa întreagăt. N-a fost un mesaj pe care am vrut să-l dau într-o discuție despre ținte, despre cum ne organizăm această campanie. Am un fel de apropo. Și am fost întrebat de scorul ăsta, n-am spus. Eu am spus că ținta e alta. După aceea, sigur că s-a făcut din asta o temă de campanie. Toată lumea stă cu pixul în mână și parcă, se uită la cifre. De parcă toți cetățenii României și așa puțin interesați, din păcate, de toate aceste alegeri europarlamentare, ar avea drept miză dacă pleacă Antonescu sau nu pleacă. După aceea s-a răstălmăcit. Adică povestea asta a fost privită aproape ca un fel de sinucidere. Nu știu, pur și simplu depun mandatul de președinte. Și sigur că dacă îl depun, o să ne organizăm în așa fel încât altcineva să preia chestiunea asta. Dacă nu înseamnă, cifrele nu rămân astea, că ies din... 18,5, sunteți foarte este... aproape de momentul depunerii mandatului. Da. De ce credeți că îl privesc cu spaimă? Poate îl privesc cu ușurare. N-am spus prin asta cum se răstălmăcește și după aceea nici că mă retrag din politică. Se poate și asta. Nici că mai candidez sau nu mai candidez, sunt alte subiecte. Am spus că din calitatea de președinte, deci vrând nevrând manager al partidului, pe o operațiune foarte concretă, cum le-am cerut și altora, mă voi supune și eu acestei grile. 20%. 20%. Nu se modifică cifra.
Nu, cum se modifice cifra? Suntem la... Păi nu, dar credeam acum că dacă aveți 18,5 la... în sondaje, mai coborâți un pic. Domnule, demisionez la 16% sau... E, aici a dorit să mă jigniți și nu știu de ce faceți asta. Încercam să vedem dacă nu reevaluăm pozițiile, pentru că politica românească e o politică a reevaluărilor, după cum bine știți și dumneavoastră. Nu, cred că... N-a fost intenția mea să... Mi s-a întâmplat asta cu mine, nu dăm... Și nu... Stați puțin că nu e niciun fel de nenorocire. Probabil că nu o să se întâmple. Dar n-are rost acum să afundăm în pronosticuri. Dar și dacă se întâmplă, repet, nu e nicio nenorocire, nici pentru mine, nici pentru PNL, nu se întâmplă nimic. N-am spus că plec din partid, n-am spus că plec din politică, pur și simplu trage niște concluzii. PNL trebuie să ia 20% acum, pentru că, cel puțin în viziunea mea, și pe asta am încercat să o insuflu și altor colegi, noi putem să facem politică în PNL așa, dom'le, ciugulim și noi ce o ieși, că vedem după aia cu cine facem guvern. Dacă nu cu Băsescu, cu PSD-ul, dacă nu cu PSD-ul, cu Băsescu, mai vedem, nu? Eu am pornit și pe tot acest mandat de 5 ani, din care 4 am fost în opoziție, am pornit pe o anumită idee, pe un anumit proiect, pe un anumit destin al Partidului Național Liberal, destin care nu se poate împlini dacă nu atinge acum un 20% la aceste europarlamentare, când ai toate șansele să o faci. Riscul să nu-l atingeți cu Mircea Diaconu candidat, poate mai ciupește și el de pe la liberali, cu Tăricianu atârnat la butoniera domnului Ponta, poate mai ciupește și el din scorul PNL și vă treziți sub 20. Deci, unul la mână, Tăricianu a ciupit multe în viața lui și poate că va mai ciupi, uite, președinția Senatului, ei mai pică. Da, voturi, să ia voturi de la PNL care se ducă la PSD doar pentru că el acum este acolo ca bradul cel frumos la turci, nu se va putea. Revenind la acest 20% și la proiect, păi, dacă nu facem acum 20%, dacă partidul nu are capacitatea asta de mobilizare, de organizare, de, cum să vă spun, încredere, atunci, sigur că e greu de făcut proiectul pe care mi l-am dorit eu și dacă nu se face proiectul pe care mi l-am dorit eu, atunci, evident că e normal să mă dau la o parte din acea poziție și să adaptăm la realitate și pretențiile și altceva. Nu e nimic dramatic în asta, e ceva doar simplu și consecvent. Ca posibil succesor, dacă... Iar asta cu Diaconu, asta cu Diaconu este, cum să vă spun... un tămbălău, nu vorbesc de Mircea Diaconu, ci de cei care încearcă să acrediteze ideea că dacă va candida Mircea Diaconu, e o lovitură pentru PNL. Mircea Diaconu va lua niște voturi, nu știu câte, nu știu de unde, dar dacă PNL-ul e un partid care cade în alegeri din cauza că Mircea Diaconu a candidat independent, atunci să cadă. Nu cred că... Ca posibil succesor, în situația, dacă se întâmplă 20%, Klaus Iohannis sau altcineva? Sau sunt mulți, cum zic președinții? Sunt mulți? Președinții, ce o sorce președinte? E o problemă succesiunea în PNL, după cum e o problemă succesiunea în orice partid din România. E o mare problemă, e o criză de lideri. Cred că nu numai în România, dar să nu ne extindem. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu PDL-ul post Băsescu, să spunem. Uitați-vă ce s-ar întâmpla mâine, nu că Ponta ar fi vreun mare lider, dar măcar sprijinit de poziția de prim-ministru, e acolo. Luați-l de acolo și imaginați-vă mâine cam cine ar fi un lider credibil, puternic în PSD. Dragnea abia așteaptă. Bun. Nu e ușor, nici în PNL. Sigur că sunt oameni buni, dar de la oameni buni și până la a acredita un președinte în opinia publică și în interiorul partidului, o distanță. Cert este că în acest moment, dacă... Eu îți dezvolt ipoteza asta, văd că vă place și dumneavoastră și eu sunt un om care vreau să fac bucurie altora. Nu mi-a dat Dumnezeu darul să cânt, să fac alte lucruri frumoase, să pictez. Uite, analizez posibilitatea. Avem un prim vicepreședinte care are toate atribuțiile de a opera în locul președintelui în absența acestuia. Demisie, boală, alte lucruri, Doamne ferește, nu s-au întâmplat. Deci Klaus Iohannis preia în acel moment conducerea administrativă și se decide partidul când și cum face un congres pentru un nou președinte. Din punctul meu de vedere, dacă am fi într-o asemenea situație, că trebuie să te gândești la toate, așa e normal, nu cred că vom fi, dar eu cred că această situație, sau având în vedere durata foarte scurtă până la prezidențiale, un congres se poate face și după alegerile prezidențiale, pentru că partidul poate fi gestionat, are toată structura de funcționare, cu un prim vicepreședinte care preia toate atribuțiile președintelui. În ce stadiu sunt negocierile privind intrarea PNL în PPE? Nu purtăm negocieri cu PPE. De niciun fel. De niciun fel.
pentru că am văzut o speculație în presă că s-ar pune în discuție organizarea unui congres extraordinar până la europarlamentare, în PNL, deci înainte de 25 mai, în care să fie eliminat din statut prevederea potrivit căreia PNL este membru ALDE. Intenționat să faceți asta? Nu. Sub nicio formă. Nu. Rămâneți în ALDE, adică. Și nu mergeți. Suntem în ALDE, a venit domnul Verhofstadt la București, am apărut în public împreună, e candidatul pe care îl susținem, e un candidat slavă domnului care nu crede că singurul interes al Uniunii Europene e să ia energie ieftină de la ruși. Și nu doriți în PP. Spre deosebire de domnul Schulz. Nu avem niciun fel de demers în acest sens, dar sigur că urmărim cu atenție scena politică europeană. Știți de ce vă întreb? Pentru că așa cum îi reproșați domnului Băsescu pe bună dreptate că a trecut peste noapte de la socialiști la PPE, adică a schimbat tabăra politică fără preaviz, cum ar veni, ați putea să o faceți și dumneavoastră, adică publicul liberal, alegătorii dumneavoastră, corect ar fi să fie informați din timp. Uitați, noi negociem, intenționăm să mergem către sigur. PPE și e bine să știți lucrul ăsta înainte de alegerile europarlamentare, nu după asta. Nu negociem cu PPE-ul, după cum v-am spus, nu am mințit, am ținut la curent. Nu poate fi o comparație orice s-ar întâmpla. Pentru că Partidul Național Liberal a fost mereu un partid de dreapta, mult mai de dreapta decât este ALDE, de exemplu, dar din motive tradiționale am fost acolo și deocamdată rămânem acolo. Dar urmărim cu mare interes ce se întâmplă pe scena europeană, pentru că așteptarea în legătură cu o afacere de familie nemțească, știți că se vehicula la un moment ipoteza Merkel care susține pe Schulz și așa mai departe, pare să fi căzut slavă Domnului, pentru că probleme cu socialiștii nu sunt doar în România, ci bag de seamă că sunt în întreaga Europa. Trecem la un subiect extern cu care închidem acest interviu, ca viitor sau actual candidat la președinție, era să spun viitor președinte, e riscant. Dar nu analizați ipoteza cu aceeași plăcere cu care ați analizat ce se întâmplă cu demisia mea. Păi întotdeauna bad news pentru un jurnalist e adevărat. Good news. Deci Occidentul e acum împărțit în două tabere mari în ce privește relația cu Rusia. După episodul Crimea, unii sunt mai înțelegători, precum domnul Schulz, pe care l-ați criticat zilele trecute, alții mai radicali. Care ar trebui să fie poziția României? E o părere strict personală aici. N-am avut o dezbatere în partid pe chestiunea asta. Eu cred că România n-are de ales între două tabe. Poate că discuția asta se poate purta în Franța. Dar România, acolo unde se află, pe harta lumii și în toată această harta tuturor spaimelor și suspiciunilor, nu are decât să se afle în tabăra celor care sunt hotărâți, au maximă determinare, pe o poziție fermă în raport cu Rusia. Atenție, fermă nu înseamnă un nou război rece generat de noi. Fermă nu înseamnă să nu ții cont cu realism de ce înseamnă Rusia, de relațiile extrem de complicate și ale Europei și ale Americii cu Rusia. Dar ce înseamnă ferm? Să-i spui Rusiei ce? Ferm înseamnă să gândești și să acționezi altfel decât domnul Schulz. Adică, e adevărat că oricine vrea energie ieftină. E adevărat că toate țările Uniunii Europene, mai cu seamă Germania, au energie ieftină. Dar în momentul în care spui ca domnul Schulz, că ăsta e sensul Uniunii Europene, să obțină energie la prețuri rezonabile și că noi așa ne dovedim credibilitatea, nu ești într-o atitudine fermă. Atitudine fermă înseamnă să spui, da, Uniunea Europeană înseamnă aceste valori și le vom apăra, chiar dacă va fi nevoie să avem energie mai scumpă. Acestea sunt politicile Uniunii Europene, acestea sunt promisiunile pe care le-am făcut și acestea sunt garanțiile de securitate pe care le avem, care nu se pot negocia la maniera că dacă ai luat Crimea, bun, să fii sănătos, e un fapt împlinit. Sigur că e un fapt împlinit, sigur că nu intră nimeni cu trupele acum în Crimea să o ia, să o dea înapoi la Ucraina. Dar nu poți trata cu atâta ușurință și nu amestecând registrele. Din punctul ăsta de vedere, România trebuie să fie de partea celor care doresc și se comportă în consecință un interes și o prezență americană accentuată în Europa și în această zonă. Asta înseamnă doar să spui, a da, americani, veniți dacă avem probleme să ne susțineți și să faci tu în Europa o politică în concordanță.
să te duci în fine către acel 2% în România și la alte praguri din bugetul apărării alocat, că nu poți la sfârșit, la nesfârșit de zeci de ani, de zeci de ani, nu greșesc să lași greutatea asta doar și doar pe americani ca au de unde. Nu cred, pe de altă parte, că putem să vorbim frumos în întâlnirile cu premierul Leancă și să spunem, vai, noi vă ajutăm pașii spre integrare și să nu te uiți că dacă nu avem o poziție fermă, Republica Moldova nu are nicio șansă de nicio integrare și în noiembrie pierd alegerile oamenii și s-a încheiat cu orice proiect. Ultima întrebare, cum caracterizați poziția premierului Ponta în ce privește acțiunile Rusiei? E fermă, nu e fermă? Nu e deloc și este iar un lucru foarte neplăcut, că premierul a avut declarații, pozițiile lăsat pe ministru de externe. Am impresia că premierul evită să se pronunțe și atunci... De ce? De ce o face? Nu de ce aveți impresia. De ce evită? Nu știu. Nu pot... Din ce știți dumneavoastră mai vrea Ponta să se vadă cu Putin? Că existau demersuri. Sigur, existau demersuri. Nu era nimic rău în asta. Poate să și vrea în continuare... După episodul Crimeea. Dar nu poți... Nu știu. Domnul Ponta pare avea un pronunțat gust de colecționar în materie de vizii. Cam numai Putin îi lipsește. Gândiți-vă și la asta. Fiți și dumneavoastră înțelegători. Dar... asta nu înseamnă că trebuie să taci asupra unor lucruri sau că trebuie să fie echivoc. Mai ales când domnul Blănculescu, consilier al tău, se apucă și spune niște lucruri pe care omul are dreptul să le spună. Eu n-am nimic, nu vreau să-l cenzurez cu nimic, dar nu o poate face când de consilierul tău, fie și onorific. Și când ți se cere să te pronunți, să taci de atâtea zile. Blănculescu e în continuare consilier al premierului. Ar trebui să demisioneze după declarațiile făcute? Domnul Ponta ar trebui să delimiteze de această chestiune, pentru că acolo se spun niște grozăvii. Spune domnul Blănculescu. Repet, are dreptul, dar în calitate de persoană privată și dacă nu, eu am tras concluzia că premierul în taină, așa, agrează ce a spus domnul Blănculescu. Doi, avem acum o altă... Asta înțeleg că nu sunteți de acord că România devine țintă găzduind trupe americane aici. Dom'le, România țintă, dacă e... Nu, asta a spus domnul Blănculescu în esență. Domnul Blănculescu a spus mai mult. Domnul Blănculescu a spus că devenim țintă. Dar abia acum, pentru că au venit 800 de militari americani într-o operațiune. Păi nu, dacă e vorba de țintă în sensul domnului Blănculescu, țintă eram de mult, de când suntem în NATO, de când suntem un partener foarte serios al Statelor Unite aici, de când avem bază americană la Cogălnicianu. Nu cred că. Doi, chestiunea asta pe care mi-aduce aminte de tinerețile mele de anii 80, de mișcarea pentru pace și așa în Europa, n-am mai auzit de atunci ideea asta. Ce, domne, ce baze militare, ce de veselu, să vedem aici economie, să ne aduc firme, să avem prosperitate economică, de parcă firmele n-ar veni în România pe cât ne dorim, din cauza militarilor americani, din cauza corupției și prostiei noastre. Și, sigur, toate aceste lucruri generează un tip de echivoc, după părerea mea, de prost augur.